Un tânăr de 26 de ani din raionul Folești riscă până la 6 ani de închisoare pentru escrocherie. Suspectul și-a făcut un cont fals pe rețelele de socializare și l-ar fi convins pe un bărbat de 60 de ani că este rudă. Acesta i s-a plâns că are nevoie de ajutor și i-a cerut datele cardului bancar pentru a face un transfer. Nu a trecut mult timp și bătrânul a descoperit că îi lipsesc 4600 de lei. Abia atunci a dat seama că a fost victima unei escrocherii și a sunat la poliție. La scurt timp oamenii legii l-au reținut pe individ, iar în timpul audierilor acesta și-a recunoscut vina. El este cercetat în libertate și riscă închisoare sau amendă de până la 67.500 de, de lei.